Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit oameni buni în sfârșit la Call of Duty Black Ops Cold War. În sfârșit s-a lansat și ne jucăm pe Next Gen, așa cum probabil v-ați dat seama, și anume pe PlayStation 5. Am zis, hai să vedem care e treaba cu jocul ăsta pe consolă, pentru că, băi, ne-am jucat demo-urile astea și beta-urile le-am jucat pe PS4. Am zis, bă, hai să vedem și cum e și pe PS5, unde... Și că treaba ar trebui să fie destul de interesantă, în special că rulează jocul la 120 de frame-uri, avem niște RTX și că mare parte next gen-ul chiar se simte super super bine pe PS5. O să-l testăm probabil și pe PC mai încolo, dar campania o să jucăm garantat pe consolă. Dar înainte să începem, oameni buni, vreau să vă anunț că dacă sunteți interesați să vă cumpărați Call of Duty Black Ops, îl găsiți pe jocurinoi.ro. Aveți acolo așa în descriere un link și vă va trimite către pagina de pe site, și dacă veți să cumpăra jocul, aveți acolo diversele versiuni ale acestui joc și pe diverse platforme. Mi se pare că există și de Xbox, aveți și de PlayStation și cred că s-ar putea să fie și de PC, dar aici de PC s-ar putea să greșesc, că ultima oară când am făcut pentru Assassin's Creed n-aveau de PC, dar dacă vă doriți jocul pe console, știți exact unde îl găsiți. Deci, jocurinoi.ro, aveți acolo și un link în descriere și un link în zona de comentarii la pinned, așa că spor la cumpărături și spor la joacă, cum s-ar zice. Așa că hai să revenim la joculețul nostru aici așa. Dăm front shop noi pe campanie, hai să dăm care treaba, dăm pe regular că ne scurcăm. Nu știu că în controlul să dăm ce iese, să dăm ce e toată nebunia asta aici. Dăm un like pe pionul ăsta, țăr mai jos, că parcă prea a plecat la vale. A, super. Blândul și minunatul sună de copyright, pentru că știu melodia asta. We must realize that no arsenal or no weapon in the arsenals of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have. Oh, Jesus. Let that be understood by those who practice terrorism and prey upon their neighbors. Some U.S. intelligence analysts believe America is already in a state of war with the Soviet Union. Are Soviet spies living among us? Da, sunt among us. 52 American citizens have been taken hostage at the American Embassy in Tehran. An unnamed White House official claims that a Cold War disaster could be just around the corner. Okay. Stai curios cum se simte pe controller de PS5, adică ești... Mr. President, we have two names linked to the hostage situation. Arash Karavar and Kasim Javadi. Okay. Păi ce trebuie să găsim cu... It's time to send a message. There will be no more hostages. Oh, Regan! Mamă, sunt tare curios cum sunt cinematicile. Dacă țineți minte când ne-am uitat cinematicul ăla de mai de mult. Dacă trebuie să dau pământ că a văzut că mi-a voce. You'll look the other way. Oh, Mason. Sincer că ăsta e motivul principal pentru care vreau să joc jocul ăsta mai mult, e pentru că e Mason. Hello. Glad you could join us, Hans. You remember Mason? We cleared a move on the target. Kasim is in his apartment, but he's well protected. Can keep my men out of the area for 15 minutes. Okay. I hope you brought an army. We brought enough. Pleasure doing business with you, Hans. Hans! Come on. Woods is itching for a dust up. We don't want to let him down. Ce erau banii aia? Erau ceva kiwis. Damn! The RTX, though! Oh, e foarte next gen! Sincer! E ce trebuie. We're on the clock. Ah, mă. Let's not keep Kasim waiting. Oh! Ce-a dat acolo? Hey, Mace! Party favors are in the trunk. Îmi place că ne jucăm cu Mason. Deci ții minte că... ții minte că trebuia să ne creăm un caracter în jocul ăsta? Probabil mai încolo o să fie. Bă, da... Dipshit probably thinks he's safe. Faină, Daci. That piece of trash is a lot of things. It's safe, ain't one of them. Imagina să crezi că e safe. Do we really need to take this son of a bitch alive, Adler? Kasim has info we need. Everyone else can take a powder. Așa să-l trebuie să nu-l omorăm pe cadjul ăsta pe care îl urmărim noi acum. Ok. O, dar arată demențial, frate, jocul ăsta, serios. Arată demențial. Mă duc eu? Hans only bought us 15 minutes. We need to hit Kasim hard and fast. Let's go.
Păi și dacă începe să trage cu armele astea, nu se aude nimic, adică nu trebuie să purtăm și noi un silencer, o prostie, o nebunie de aia, nu? Mamă, cum se simte! Deci când vrei să pui ținta, se simte așa ca pe șurea că mai greu. Scurios? Oh, când trai se simte ca exact ca și cum ai apăsat pe un trăgaci. Serios, deci se simte ca și cum apeși pe un trăgaci. Dacă ați fost o dată la poligon sau ceva, e exact aceeași senzație. Sau dacă ați fost la paintball, la fel. Nu, la airsoft mai degrabă. Deci se simte exact ca la airsoft, chiar simți că apeși pe un trăgaci. Băi, ce next level de immersion e toată treaba asta, sincer. Mă, dar simt fiecare pușcătură se simte în controller super, super tare. Mă refer ca vibrație. E genial. Și pentru shooter e destul de făinuț controllerul. Fără mișto. Oh, iotel. Ok, takedown system. Initiate a brutal melee or grab the human shield. Ok, hai să luăm human shield. Vino coace. Oh, Jesus! E ca-n trailerul ăla. Ok, R1. Du-te cu grenada. Hai că m-am omorât. Ce fraier sunt. Mă jur, ce fraier sunt. Da, mă, da, nu, o să îi dăm direct execute. Pleacă, mă, prostiile tale. Oh, Jesus. Nu cred că era nevoie să-i faci direct tot tacâmul de execution aici, man. Iată că l-a dat rămâc scaun acolo. Nu puteai, că nu puteam să trag din cauza că era woods acolo. Mamă, dar uite-te la geam și la atmosferă și la tot în jocul ăsta, e senzație. Și cum arată, e absolut demențial, părerea mea. Aici se vede și se simte cu adevărat next gen, zic eu. Adică pe PC probabil că am fost deja obișnuit și probabil că am fi avut deja probleme de, nu știu, fie de optimizare sau ceva, dar odată ce ăsta a fost făcut pentru PS5, bine, de obicei codurile sunt făcute cum trebuie pentru console și toate alea, vă dați seama că aici putem simți o leacă mai bine next gen. Că nu avem acum 140 de frame-uri și toate alea, e partea a doua. Bă, ce demn, nu știu că acum avem 120 de frame-uri sau ceva, cred că trebuie să setez asta din consolă, ce țin la settings la PS5. Dar pot să spun că e o experiență extrem de smooth. Adică, comparativ cu ce era în beta, e o experiență extrem de smooth. Suze, bă, Woods, dar ce putem să-i facem? Te zăpinde pe gagiul ăsta. Capture him, Bobby. Pringle. Prinde, nu-i repejor pe ăsta. Și ai zis, mă? Holy! Îmi place că avem asta pentru hip firing. Oh, acum chiar s-a dus mă joc Warzone. Ce la lumina aia? Numerele! Care-s numerele? Spune-le! The numbers! Ia zi, boss. Unde e? I have no idea where Arashi is. I don't think you understand the situation. S-a dus. Americans have rules. You have rules. You took hostages. The rules changed. Să zicem dacă e prea încet, dacă e prea încet, că o să facem noi o schemă, de fapt. Să alegem, mă, ver aici. Ce ciudat. He's meeting someone in traps on airfield tomorrow night. Cu cine se întâlnește? I swear, I don't know. They only communicate with coded messages. Ah, uite că ne-a dat un coded message, ok. hai să-l capturăm. Deci acum trebuie să-l capturăm. Alright, let's load him up. He'll find his voice soon enough. Let me know if he needs. Ce telefon șmecher și-a tras. Note 23. He's in trap zone Turkey. Dar uite-te puțin cât de bine arată jocul ăsta, frate, serios. Deci cred că o să tot zic, mamă, cât de bine arată jocul ăsta în continuu. How long before we get Arash? The team arrived in Turkey a few hours ago. They should be in position shortly. Ok, am ajuns în Turcia. Oh, e misiunea aia din trailere. Și cred că tot cu Mason jucăm. Airfield's just up ahead. Okay. Let's go find this shithead. God damn, dude.
Priority is to ID Arash before things go hot. Ah, trebuie să găsim pe Arash ăsta înainte de toate. Deci pentru că n-am înțeles exact ce se întâmplă, noi acum suntem în perioada războiului rece, când toată lumea era speriată de bombe, în special bombe nucleare. Și încercăm să descoperim doi gagi care se ocupă cu niște chestii cam ilegale. Ok, hai să vedem pe băieții mei dacă găsim cine avem nevoie. Ok, hai să rezolv puțin sunetul, o treabă. Deci, la graphics, vedeți, avem ăsta dezactivat momentan. Deși văd ray tracing, o să umblu probabil pentru video următor, o să umblu la setări să văd care e treaba. Dar cred că by default ray tracing-ul e on. Deci las pe ăsta mai tare, muzica o dăm puțin mai încet. Așa, și dialogul și cinematicele rămân la maxim. Dar să-ți dau alea că mai tare. Și să dăm alea că mai tare pe când ăsta îl dăm mai încet. Muzica dă mai încet și sound effect-urile mai încet. Super. That's not him. Nu, nu e ăla? Nope. Incoming truck. Oh. Left side. Vine mașuța. Cred că asta e ceva cu ea. Arash might be in the truck. Bine, noi dacă ați văzut trailerul știți deja care-i treaba cu misiunea asta. Deci curios cum o să ruleze, de fapt, iată, ăsta-i. Boom, boom, boom. Ce a capsat? Vedeți, curios de treabă. Cum de a tras așa de ușor printr-un geam care trebuie să fie într-o mașină blindată? Ok, el. Bro, nu știu cum să zic, dar dacă băiatul meu nu moare din cauza că trag literalmente în cap, pleacă, bă, de aici, am dat zgârciul ăla din creier. We missed him. Gata, ne ducem, vere, ne ducem. Nu, no, eu cred că avem ray tracing, on, se vede clar pe pistă, da, cum zic, podea. Ok, băieți. Oh, Jesus. Ce ziceți, bă, neamule? Aș vrea să încerc și high frame rate să vedem cum e. O să dau un frame, dar cred că pentru că jucăm multiplayer, dacă e, o să vedem asta. Bă, băiatule, bă. Aș fi vrut sincer să fi avut grafica asta Warzone. Dar din păcate nu cred că poate să pună dacă luată ceva pornit așa, nu poate să facă iarăși de la 0, țin cont că oricum e free to play Warzone-ul. Și e făcut pe War ăsta, pe Modern Warfare. RC. Oh shit, ne jucăm Revolt, boys. Ok, now what? Control, hold steer, ok, super. Da, bă! Oh, ăsta e cum am băgat pe sub ăla și nu-i bine. Fă loc. Gata! Wait, da! Ah, m-a călcat cu avion, dar n-ar trebui să explodeze oricum. Puțin stupid dacă mă întreb pe mine, dar să zicem. E mai greu decât pare. Fără miște, leacă mai greu decât pare. Vreau să trec pe sub mașinile astea. Hai, că gata, ne ajunge. Deci era R2. Gata, mă, ce-ai făcut? Mamă, dorele! Ia, am crezut că vine în cafea, atent, deci fără mișto. Ce să mai tragem, băieții mei? Băieții tăi să-și iau pe... S-a dus. Boom. Dude, eu am rămas surprins acum cât de smooth e. Holy shit, dude. Și am murit. Gata, băieți, am jucat și noi. Foarte frumos. Fapt, trăim. Asta n-are niciun stres. Mă jur. Should have freed the hostages when you had the chance. Nellie. Hostages. It was never about the hostages. Hostages.
His plan is already underway. You won't be able to stop him this time. Stop who? Perseus. Bullshit. Perseus is dead. Dead? All this time, and you didn't even know. Perseus will watch the west. Hudson will want to hear about this. Let's sweep the tarmac for survivors and get to Langley. Who the fuck is Perseus? Nu știu, Perseus era, nu era spionul ăla pe care trebuia noi să-l rezolvăm? 1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. Oh shit. 1968. Vietnam War. Viet Cong soldiers, orchestrated by Perseus, attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. Nuclear? 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Okay. Perseus, oh, cinematic, voilà. CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Ce mă la film, frate, Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. Oh. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? Yeah, Mr. Adler. You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Oh. Something that will affect the free world. God damn. Oh shit. Sir. Mr. President. Sir. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Pau, cât de bine arată! Ai, ești mort, mi-e ceva. Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Sir, their requests are highly irregular. Most likely illegal if the press gets a hold. What the hell are you talking about? You know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. True. I know you won't fail us. Mom. 5 săptămâni mai târziu. Ia să vedem. This is Hudson. How long until we have a lead on Perseus? They're about to get started. Adler's in West Berlin. He should be at the safe house soon. Do you trust him? I'm not the one you should be asking, Black. What about his team? It's a strong group. He chased down Sims, Azalea, even pulled some strings to get Helen Park from MI6. Hmm. We'll get them Mason and Woods soon. Nice. I'm not so sure about Park. She and Adler have that business from before. Of course he wants her there. And the new one? Bell? Oh, system noi. Started. That's the one we need to keep our eyes on. Oh shit, noi suntem periculoși pentru că noi suntem the new guys, cum s-ar zice. Ok, asta ar trebui să fie interesant. First name. Fuck it. Bobo Schneider. Ne cheamă direct. Oh, era unul. Super. Last name. Spudier. Ah, știe deja. Place of birth. Unde ne-am născut? În Europa. Culoarea pielii, nu știu ceva de genul. Nu, nu, nu. Sau? Ba da, merge. Ok, gender.
ceva combinație de cai cu chestii și apașii helicopter. Military background. Oh, fuck, ia mergem ex-KGB, că suntem foarte periculoși. Astea sunt profile, fii atent, îți dă chestii. Aiming speed increased, ADS time health. Bă, vreau astea, paranoid. Asta e prima chestie pe care vreau, ADS să fie bun. Bullet damage increased, gata, asta e tot ce mă interesează. Violent tendencies. Bine, hai să arăt totuși ce mai e pe aici. Lone wolf, duration the speed, full movement when ADS, receive explosive damage, reduce. Reliable. Little, asta crește capacitatea. Reload speed increased, bă, reload speed ar fi fost bun. Survivor, îți crește HP-ul, Calm Under Pressure, Pain Flinch, Weapon Kick, Relentless și Dependable. Astea sunt, de fapt, parcurile de pe multiplayer, într-un fel sau altul, și Impatient mai era. Yeah, fuck it, e ok. Merge pe combinația asta. Faină ideea asta așa, ăla, că e primul, cred că e primul Call of Duty care e diferit complet Bell. Față de celelalte. Welcome to West Berlin. Gen, și cum rulează, văd că... We've got a job to do. Să faci un caracter custom, ceva ce nu era până acum. Bună! Adler? Ne-am și sat. Bell? Sărbuna? Oh, ce bine arată totul aici. Oh, pe bune, deci... Asta e direct... Next gen, dude. Pentru cod. CIA and the DOD are tapping their inside sources for anything substantial. So far, there are no leads on Perseus. Nice. MI6 has come up empty-handed as well. And we'll have to start somewhere. Bah, arată bine, tipa, îmi place. We're going back here. Vietnam, 1968. One of our closest encounters with Perseus. Shit. Some part of me always knew that mission wasn't done with us. Oh, și el a fost atunci cu noi, fii atent. Pull off everything we've got on the attack in Da Nang and run it past Perseus. Lazar. She'll cross-reference it with MI6. We're looking for code names, encrypted transmission, Russian activity with NVA, anything that could be a lead. You got it. Ce-mi place? Lazar guy. Bell, this is where you come in. Okay. As ex-KGB, it was a risk to bring you on, oh. But we needed to think like them. We need that mindset again. Head to the evidence board. We'll retrace our steps through Da Nang. Anything that could give us a lead on Perseus. Îmi place că se ia de treaba asta că ți-ai ales să fii ex-KGB. That's it. Noi suntem cu rușii, bă, băiatule. Evidence board, select next mission, replay previous mission, new evidence available, așa. Oh, deci toate trebuie să ții cont și de evidențele pe care le-ai, uite, examine evidence. Photo of the camp, photo of Russ Lederland Sims, calendar aici, fracture jaw memo, și device, și Lawrence Sims survival. Ok. Și putem da launch mission, deci aia alege misiunile principale. Bă, ok. Cum am zis, e cel mai diferit cod față celălalt, ia. We're going back to Vietnam. First time Perseus pinged our radar. It was late January 68. We were a joint CIA SOG task force embedded within the 3rd Marine Regiment near Da Nang. SOG was there to sniff out Soviet activity. Word had it, Russian operatives were active in the region. Perseus had no known presence in Vietnam. That changed at Da Nang. Somehow, Perseus knew about Operation Fracture Jaw. Fracture Jaw? That one sure went sideways. We launched out of Camp Haskins. Yeah, I'll never forget that shit. Good. We want those memories. No details too small. A face, a name. We're looking for anything that can lead us to Perseus. This feels like looking for a needle in a haystack. In a field of haystacks. What the Maybe, fuck? Maybe, but that needle's somewhere. Remember, we had a job to do. Și că trebuie să găsim informații despre asta. Ok. Eu nu înțeleg dacă... Cred că vizităm o amintire sau ceva genul ăsta. That one sure went sideways. Am mers asta odată. Bell. Oh. It's time to wake up. It's crank time. Nice. Băi, suntem în amintire acum sau care e faza? Oh. Ok. Am o teorie. XKGB 1968. Ah. Am o teorie în sensul că ar putea să fie în idee că our little oasis in the middle of this godforsaken shitstorm. You're pretty safe here. Mă gândesc că dată ce vizităm o amintire, de-aia e și Bell integrat, că practic Bell n-a fost cu ei. Shit, la bălțile astea, dude.
Da, niciun cod n-a arătat așa bine vreodată. Adică, cred că ăsta e cel mai arătos cod dintre toate. Dacă am crezut că ultima a fost fain, ăsta deja e peste. E clar peste. Asta, bă, Sims. Ce-și, bă, Sims? Hey, Sims, you know reading that shit's gonna make you go blind. Yup. That's why I want it all up here. Bell, you're with Sims. Material de... usually bring out the best in each other. De distracție mai târziu sau ce? Că nu mă prind. We got a new assignment. FOB4 Ripcord is holding a vital asset that Charlie wants real bad. What kind of asset are we talking about? The kind you don't ask about. Ripcord has been taking a hell of a beating. So it's our job to secure the asset and get the fuck out. Relax, we got fast flyers providing combat air support for this mission. It'll be a walk in the park. Headsets on. Oh, I'm putting a cushion, okay. All birds check in when ready. Badger Niner 1, good to go. Badger Niner 2, clear to go. Yo, what's up? Badger Niner 3, rotors up. Now, Deuce. Go, go, go. Crank up and pull pitch. All birds are in the air. Damn. All sitting comfortably. Oh, man, Adler. Why do I get the feeling you about to give us some bad news? Because you're a smart guy, Sims. Oh, simt felicea în controller, de ce nebunie. The asset of Ripcord is going to have to wait a little while. We're breaking off from the Armada, taking a detour. And that's good because... a source tipped us off that there may be a heavy hitter in town. A Soviet operative known am as Perseus. Am și triggerele blocate. Nu pot să apăs. Oh, shit. Apăstare appreciate the enthusiasm, Sims. If our source is right, we could be looking at an intel gold mine. Oh my god, ochii mei prea mult alb. First time Perseus pinged our radar. Prea mult albere. Approaching the village now. Oh! Nice! RPG! Truck 2, light him up! Unde? There! Rupe pe băieți! Fuck yeah! Joacă și Bell Tower-ul. Joacă și băieții de aici. Oh, dar sunt mulți, nu glumă. Nice shooting, Bell! Mersi, mersi! God damn it! More RPGs on the rooftop! Hold on! Swinging around! Era meu, nu l-am văzut pentru că era maro, era verde, maro sau nu știu ce și nu vedea nici cauza că și acolo era la fel. Cel mai mare inamic al meu sunt eu. Si. Sunt, fii atent. Oh, dar cât de immersive poate fi jocul ăsta cu controllerul de PS5. Încât să ți s-o pună rezistența atunci când trebuie să ai acel vibe de trăgăci. Oh, now what? You and me, Bell. Let's do this. Let's go. Deci atacțiunea asta de acum e din 1968. Dar vreau să mai sigur când o să intrăm, când ne întoarcem în meniu sau ceva, să vedem în ce an suntem de fapt. Că vreau să văd dacă e cum am zis eu sau nu. Adică dacă chestia asta se întâmplă de când am intrat în aventură sau... cum se cheamă? Sau de fapt vizităm o amintire și ne-a integrat și pe noi în amintire aia. Shit, run. Fa. Mamă, periculos mic ăla. Bă, unde e? Mamă, dar dau băieții mei damage, nu glumă. Asta l-am cocoșat pe ăla. Mamă, dar sunt mulți acolo. Dacă le-am dat una de aia, ar trebui să-i ajute. Keep your heads down. We got this. Ah, da, da, voi. Mai sunt? Get moving. Area clear.
Ia înapoi! Apoi. Ok, get inside. See what we got. Unde mai sunt? Bă, timestack-urile sunt destul de ușor de ținut pe degete, nu le pierd sau ceva. Mamă, în jumătate asta s-a pus pe trigger când încărcam, cum se simte o... Mă pune rezistență puțin. Adică, bine, o pune doar așa ca să fie immersive, dar nu o pune încât să zici că zup controllerul sau ceva. Ce-a fugit ăla, mă? Să avea un shotgun obosit, nu-mi place. Nu poți tragi prin perete, pe bune? AK-47! Uite mă AK-47 ăsta să vedem cum e. Like looking for a needle in a haystack. You hear that? It's on you, Bell. Open the door. I-a dat-o. Ce de Sims ăsta, mă? Soviets on site. You sure? Well, I'm staring at two bodies that sure as hell don't look Vietnamese to me. Bell, grab that comms log. Păi nu scrie aici? Let's see who the fuck they've been talking to. Ia fi atent. Da, se vede clar că e rusă, adică pe bune. Mission accomplished. We have the intel. Let's bug out. Good work. Hang on to that intel. We're coming in to pick you up. Okay. Alright, let's go rejoin the armada and get this fucking asset. Oh. Oh, da, cau. Stracu și-a pierdut ăla arma de mână când a tras. Badger 901, this is Ripcord. We are still under heavy fire. VC are breaching the perimeter. What is your status? We're inbound now, Ripcord. Get that asset ready for transfer. Roger that, 901. We'll keep the asset safe as long as we can. Ripcord out. Ah, te țin aici, stai așa. Navarro. Wow. Cum a fost asta, frate? Yo! Helicopter mode. VC are all over the mountains. No sense here. All targets bom, are valid. Bom. Tear them up, Bell. I-a rupt băbiță. Target the huts. Jabba the huts. Good shooting, Bell. Mersi. Deci toate cășile sunt nașpa. Deci țin cont de asta. Oh, stai că e aici cu băieții mei. Boom. Mamă, dar e rupem pe băieții mei, nu glumă. Holy shit. Oh. Un alt elicopter. N-am cum să-l nimeresc cu rachetele. Mi-e greu să nimeresc cu rachetele. Nice. Ripcord base, 20 seconds out. Ripcord, this is Badger 901. We're on final approach. Roger that, 901. It's like my sus. Watch yourselves. We'll do what we can to clear an LZ. Get the asset ready for transfer. Roger that, Ripcord. Sadus? Sadus, bine. Okay, trebuie să curăță ăsta pe aici. Welcome to the rice fields, motherfuckers. Aia zic. Nu știu dacă mai jos. Ia uite mă, nebunii s-au băgat în pește. Mamă. Bă, cât de blană e. Fără mișto. Cât de blană e codul ăsta, serios. Bă, greu poți să dai fail cu Black Ops, nu știu cum. Asta când cumva te vine și Black Ops 3 a fost fun, degeaba vorbim mai rea. Bă, dacă mor. Gata, frate, ducem, îi rezolvăm. Sper că nu mi mai atacă nimic, că nu mai am viață, văd, sau? Am viață destul. Yo, ce aici, război, direct. Destroy, gata, da cu rachete pe băieții mei. Trebuie să distrugem pe ăștia de aici. Ok. Oh,
era cineva, era cineva de-a meu, cred. Badger 901, our scouts have identified a significant enemy force approaching. Oh, și pe partea asta altă. Divert to intercept. Roger that, Ripcord. Ok, aici trebuie să-i prinde pe băieți. Take. Da, când au Ripcord, mă gândesc că e Rip Discord, în sensul că s-a dus să duce Discord-ul din programul de vorbit. Badger 901, they're breaching the main gate. We can't hold out much longer. Hold on, Ripcord, we're on our way. Well. Dacă nu pot sintez bine. Rupel. Mai vreo nou? Aoleu, mă duc. Badger 901, you are clear to land. Copy that, Ripcord. Badger 901 setting down. Oh. Nu pot, nu știu ce numai să mă duc jos. Mamă, dar ce-mi place tranziția, e destul de smooth tranziția între mașină, ieșit, cinematic, împușcat. Roger that, Ripcord. Simt în sempă trâmpa la ta vibrații. Yeah, just hurry the fuck up already. Yes, sir. Thank you. Don't thank me. Thank Bell. He's the one who just snagged us a fucking phone book full of Soviet intel. Let's go. Now. Godspeed, Commander. A fucking nuke? Are you fucking kidding me, Adler? It's a failsafe. That's all you need to know. We that desperate already. Not yet. Dude, avem o nucleară cu noi? What the fuck? Ceva spune să atras nu fie neapărat un nuclear acum, rămâne de RPGs! Trace! Ne-am dus. Grab my hand! I got you! We've lost power! Ne-am dus, vere! Băi, băiatule, bă! Somehow Perseus knew. Bă, dar... Înseamnă că acolo nu e nucleară, că trebuie să fie explodat ca ultimul nebun. Dacă chiar era o nucleară. Sims! Bell, you okay? We're okay! Oh shit! Bell, let loose with that goddamn turret before we're overrun! Vere, dar e oribil că e cu capul în jos și mi se face greață. Nu știu despre ce vorbești. Oh my god! Da, mă, că nu-i vă pe ăștia. Au, gata. Super. Super. We need air support! Bell, call it in! Ok. Grab a weapon! Keep them the fuck off us! Ce ziceți, băiți? Mamă, ce armă mi-a dat? Hai că pot să țintesc cu asta dacă e. Mamă, dacă n-ar fi avea dita-i rigla în față acolo, ar fi fost super bine. Dar e rigla asta la Iron Sight și nu înțeleg nimic din ea. Mamă, dar-i rupă pe săracii asiatici. Vede așa, ăștia s-o leacă nebuni, chiar vor să ne atace cu... Oh, Jesus. Murit? Du, dar vezi să-i fac acolo, era nebunie. A, băi, Adler, că nu văd nimica. E pus în fața mea în ultimul hal. Nu știu. Am prins-o. Bă, s-arunci înapoi lucrurile, văd că sunt mult mai ok față de Modern Warfare. Modern Warfare trăgea așa de greu. Mai Adler, trage că el e în fața ta, bă, băiatul meu. Wait. Here it comes. Oh, așa trebuie să se întâmple, ok. Still with us? Da, sunt, bana, nu știu. Jesus. A, dă-i bombe fix la 2 metri de noi, ești nebun. You think we can call this a success, Sims? Posibil. At least the nuke didn't go off. More importantly, we got intel on Perseus. True, măcar atât avem informații despre Perseus ăsta. It ain't done yet, not by a long way. 4 hours later. Yeah. How did the memory exercise go? Well, to hear it from Adler, it's working.
Bell remembered finding that encrypted intel in Vietnam and has almost finished decoding it. Deci am mintire până la urmă. Some names, apparently. Possible leads. Park is trying to connect the dots. We don't have much time. Does the team know about our mishap in Berlin yet? No, but if it's connected to one of those names from Bell, they'll find out soon enough. You won't let that happen, Hudson. Don't say anything more than necessary. That's never been a problem for me. Interesant tipul ăsta Black. Mă gândesc că ar putea să fie Perseus. Sincer. Dar nu cred că ne trage el pe sfoară acum. Hey. We finished analyzing the names Bell acquired at Da Nang. One in particular stands out. Anton Volkov. He's a Russian arms dealer working out of East Berlin. Admittedly, his connection to Perseus comes as a surprise. We've got killer capture orders on Volkov. So if we can't get to Perseus, we'll get to his men. Close off his resources, force him out of hiding. Mason and Woods are still wrapping up business in Kiev. Which means Volkov is ours. Gear up, and we'll move out. Păi și acum cum facem misiunile? Gen cum le luăm? MI6 has been tracking Volkov for several years. It is my strong preference that we attempt to capture. Select your next mission. Bă, eu zic să lăsăm așa pentru prima parte, oameni buni, să vedeți așa doar intro, să prindeți puțin ideea. Știu că practic am promis că facem părți de o oră, dar simt că dacă și misiunea asta o dureze undeva la 40 de minute, cel mai bine ar fi să lăsăm pe data viitoare. Oricum, o să vedem de data viitoare cu misiunile, cât de mult durează fiecare și toate astea. Dar dacă v-a plăcut acest video, oameni buni, știți foarte bine ce aveți făcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și auzim data viitoare. Pa, pa!